Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăm de vorbă cu fondatorul Căminului pentru Seniori, Casa Teodora. Bine v-am găsit, domnule doctor. Bine ați venit. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Spun sincer, dacă știam despre ce este vorba, nu știu dacă acceptam. Vă spuneam că vrem să vă facem numai portretul. Despre cămin și despre pacienți, despre bolnavi, cu plăcere. Vorbim și despre pacienți. Ei sunt esenția. Noi suntem un pilot care ajutăm pe ei. Spuneți-mi câte ceva despre dumneavoastră, despre activitatea de zi cu zi. Deși clujenii vă cunosc, majoritatea vă cunosc, dar pentru cei care nu au aflat încă cu ce vă ocupați? Deci totul a început acum 24 de ani, în 1994, când, data 13 decembrie, am deschis un cămin pentru vârstnici. De unde a venit ideea? O verișoară care a plecat mai de mult în Germania s-a întors după Revoluție și a zis că ar vrea să ajute și pe România, în special pe clujeni, cu ceva. Dumneavoastră ați medic atunci? Da. Aici a fost, aici a plecat. Având un cămin de vârstnic în Germania, am hotărât să facem un cămin pentru persoane vârstnice. De-a bun început vreau să spun, nu este azil. Nu este azil pentru bătrân. Azil este sunat de urât, e o încărcătură atât de negativă. N-aduce aminte de azilul de bătrân în timpurile mai vechi. Exact, din vremea comunistă. De fapt, aceasta este scopul și dorința noastră, să oferim un cămin pentru cei care sunt aici. Atunci am decis să organizăm un cămin. Nu pentru bătrâni, pentru vârstnici, pentru seniori. Atunci am cumpărat o clădire în care a fost două camere și o bucătărie. Acolo am deschis cu doi pacienți. Mi-aduc aminte și acum prima bolnavă pe care am adus, tanti Ana, am adus într-un sat din vecinătate, trăia în grajd, abandonată. A fost prima pacientă pe care am adus. Dar cum ați ajuns la dânsa? Am auzit povestind despre ea, niște cunoștințe, că există o bătrânică care n-are pe nimeni. Foarte interesantă a fost viața ei, cum a ajuns aici. Stătea în graj, abandonată, niște vecini mai dădeau din când de mâncare și săraca a luat decizia la 78 de ani, nu mănânc, mai bine mor decât să trăiesc așa. Și la câteva zile a avut noapte un vis, i s-a arătat un bărbat în îmbrăcat în alb și a zis să mănânci că o să ajungi într-un loc mai bun. Și la trei zile ne-am dus și am adus aici. Atât de slab a fost că am adus în pătură. A fost prima pacientă. De atunci... Dar spuneți-mi, ca să înțelegem mai bine, dumneavoastră, cum ați ajuns să deschideți? Adică ce v-a determinat? V-a marcat o anumită experiență? De fapt, am început după Revoluție. Am primit, știți că atunci a fost o perioadă când am primit foarte multe ajutoare. Și atunci am zis, ce să fac cu asta medicamente, fiind medic, aveam cunoștințe în Germania. Mi-au trimis foarte multe medicamente, materiale sanitare. O parte am dat la spital și atunci mi-am adus aminte că ar trebui să facem un cabinet de caritate. Și chiar în 90, la 4 luni după Revoluție, am deschis un cabinet de caritate în care pacienții veneau, primeau consultații, medicamente gratuite. Văzând cât de mult e nevoie de un cămin în care să fie îngrijiți vârstnicii, a început perioada când tinerii plecau din țară să câștige bani, lăsau părinții, deși același lucru făcea în străinătate, aveau grijă de bătrâni, cu deosebire, acolo primea euro, aici nu primeau nimic, eventual mulțumiri din partea părinților. Am făcut o vizită în Germania și atunci am luat decizia ca să facem acest cămin. Primul pas a fost
să cumpărăm această casă. Cine v-a susținut, de fapt? Soția v-a susținut? Familia? Discutând cu familia, bineînțeles, ei n-au înțeles la început ce așteaptă. Spun sincer, nici eu nu știam. Că dacă, de multe ori mă gândeam că știam unde vom ajunge, nu știu dacă porneam chiar așa în această aventură, în ghilemele, am început atunci. Deci am început cu doi bolnavi, încet, încet s-a dezvoltat acest proiect. Este interesant locul unde se află clădirea actuală. Atunci a fost un lan de porumb aici. Eu cred, am credință mare, dar dacă spunea cineva unde vom ajunge, de la două camere să avem peste 60 de camere, cu sala de sport, cu terapia intensivă, cu tot ce este nevoie, nu credeam. Dar încet, încet s-a dezvoltat acest proiect. Cum a ajuns la acest nivel? Am încercat să facem tot mai multe persoane să fie sensibilizate, să ne ajute. Am găsit ajutor din partea unor persoane din Germania care au făcut o organizație similară ca să ne ajute. O parte din sumă a fost donată de statul german pentru un proiect, pentru un cămin. Un cămin care inițial a fost parter și mansardă. Când am văzut cât de frumos se dezvoltă, în fiecare an mai ridicam un nivel. Și în 7 ani am reușit să ridicăm această nouă clădire în care funcționăm complet acum de 12-13 ani. Câte toate persoane lucrează aici? Câte persoane sunt angajate? Deci, în momentul de față, avem 103 internați. Dar câte persoane lucrează? Câte persoane au grijă? 103 internați și avem 46 de persoane angajate. Majoritatea sunt în contact direct cu bolnavii. Cei care pot să spun că nu sunt în contact direct, este partea administrativă, 3 persoane, cele 6 bucătărese, restul fiecare se ocupă direct cu pacienții. E nevoie, fiindcă am spus 103 persoane, din care 36 imobilizați complet. Deci au nevoie de mobilizare, fie să fie ridicați, fie să fie întorși. Din care 25 au nevoie să fie alimentați cu lingurița. Și dumneavoastră sunteți singurul medic? Sunt singurul medic și destul de greu acest lucru, fiindcă este o patologie foarte complexă. Este foarte, foarte greu. Deci 24 de ani fac fără niciun zi de concediu acest lucru. Nici măcar o practic, zi nu v-ați nu se poate întrerupe această activitate. De obicei încep de la 6:30 dimineața până la 8:30, 9 seara și chiar discutăm acasă cu... Acasă, fiindcă acolo am adresa pe buletin. Discutam cu soția că în ultimii 2 ani n-a fost o noapte să nu mă trezească, să nu mă cheme, nu mă cheme jos. Fiindcă sunt foarte multe cazuri, sunt vârstnici și normal sunt foarte multe probleme care apar. Și dumneavoastră, cum reușiți să vă mențineți energia, să mergeți mai departe? Este o întrebare foarte, foarte grea. Este greu, este greu, adevărul este foarte greu, în special că mă gândesc că am avut și un infart aici, chiar după 3 nopți în care am stat cu pacienții, dar a trecut și acest lucru. Singurul care mă motivează, știu că acești oameni au nevoie de mine. Ați încercat să mai angajați încă un medic? Mai este un motiv special. Este destul de greu să vorbesc pe asta. Deci părinții mei amândoi au murit în mâinile mele. Amândoi au suferit de cancer și mi-aduc aminte, tata mi-a zis ultimele cuvinte, să ai grijă de bătrân. Și acesta a fost unul din motive că m-a determinat să mă dedic totul. Chiar spuneau fetele la început că tata, te lucrezi mai mult ca oricine și ai cei mai puțin bani. Pentru bani n-aș face. N-aș fi făcut niciodată acest lucru.
cel puțin până când am intrat în pensie, am făcut totul voluntar. V-ați mai păstrat și activitatea postul de la spital? Am lucrat ca medic de familie. Până când am renunțat, am zis că nu se poate două locuri. Și atunci era dilema la ce să renunț. Renunț la un serviciu la stat, medic de familie, sau renunț la vârstnici. Și alegerea a fost... Inima v-a dus spre vârstnici. Și nu-mi pare rău deloc de această alegere. Și spun de multe ori, satisfacții materiale nu ai. N-ai cum să fie, nu că în alte spitale unde se lucrează, dar atâtea satisfacții spirituale, sufletești, că nu poți să spui. Când vii o zi și nu te văd bolnavi, deja intră în alertă, ce se întâmplă, unde sunt, când simți cât de legați sunt de tine, pas de pas, este lucru care te ajută ca să mergi mai departe. Deși îi spun... Sincer, ultim m-am gândit foarte mult că ar fi cazul să te oprești. Să vă opriți, să vă retrageți? După 24 de ani de cămin, după 45 de ani de medicină, aproape 70 de ani, ar fi cazul. Și parcă nu pot să fac. Adevărul este că nu este cine să-l muiască. Am chemat colegi să vină. Vedeți că tinerii fug din spitale. Nu ca să vină la un cămin de vârstnic, unde este foarte greu. Chiar am chemat o colegă și am rugat, a zis că vine și mă ajută. Am zis, 3 zile, te rog, atât să un sfârșit de să pot ieși undeva în pădure, fără telefon, fără nimic. Și pe 2 ore a zis că aici e sinucidere și plec de aici. Deci atunci că mi-e milă de ei să las așa cum sunt. Că știu că au nevoie de ajutor, sunt dependenți atât de mult de un ajutor medical și... E nevoie ca să continuăm mai departe. Nu știu ce va duce viitorul, dar cel puțin până când simt că pot face, încerc să fac acest lucru. Ceea ce spuneți e cu totul neobișnuit pentru vremurile în care trăim, în care oamenii sunt foarte egoiști, individualiști. Putem spune că sunteți un om cu totul ieșit din comun, chiar un erou. Și ce vă aduce cea mai mare bucurie? Până la urmă, a spus că nu sunt satisfacții materiale, a spus că e vorba de relațiile cu bolnavi, cu cei vă care... Vă spun un singur caz ce aduce. Ar putea să pun foarte multe exemple. În 24 de ani, foarte multe exemplu. O bolnavă internată aici avea fată în Germania. Bilanțarea destul de gravă. Am sunat pe fată să vină, fiindcă nu prea a venit, nu s-a deranjat ca să viziteze. A venit, nu eram aici, maică s-a reîntors către perete, nici n-a reacționat. Când a venit, s-a întors către mine, m-a strâns de mâine, a început să simbiască. Mi-a zis, vai, că bine să vă cunoaște și vorbește cu dumneavoastră. Zic, poate că mă vede mai des și mă simte mai apropiat. Deci cred că se înțelege, aceasta este motivul, această legătură spirituală care se creează între tine și pacienți. Deși fata mai mare, care este psihologă, spune că sunt de vine că mă leg foarte mult de bolnav. Este imposibil să nu te legi de acești oameni. Dacă spun că am bolnav care de 21 de ani este încă mine, de 10, 15, 16, 17 ani, că nu au pe nimeni decât pe tine și normal că se leagă de tine. S-a format o familie aici. Și mulți consideră ca și copilul, ca și așa este de multe ori. Și e greu ca să renunț la acest lucru. Am avut mai multe cazuri, dar una în mod special, care n-a luat de la mine, nimeni n-a primit mâncare de la nimeni, numai de la mine. Oricine a încercat. Trebuia să dau mâncare, dacă n-am pus mâna asta, trebuie să alimentez, dar nu primea mâncare absolut de la nimeni. E foarte greu de înțeles de cei de afară, până când nu văd aici și nu petrec cel puțin 2-3 zile să vadă ce se întâmplă în această clădire. De afară este foarte frumos. Când intri, prima impresie este foarte frumoasă. Dar atâta durere și suferință se ascunde aici, că foarte greu se poate povesti. De regulă, ce fel de persoane trec pragul? Ce probleme au în general? Ce profesii? Ce povești de viață? Știți, este o problemă foarte mare. Deci dacă vă spun care este o proporție diagnosticelor
tatălui rămâne surprins. Din 103 bolnavi, 72 suferă de demență, de boala Alzheimer. A fost un șoc pentru mine când a avut acest lucru. Și șoc a fost altă constatare că majoritatea dintre ei sunt oameni intelectuali. Profesori, medici, ingineri, artiști. Atunci când eram la facultate și auzeam de Alzheimer, mă gândeam, ce bolă poate să fie aceasta? Dacă cineva folosește capul, mintea, nu o să facă. Și din păcate, majoritatea sunt cei care au folosit mintea prea mult. Și momentele cele mai grele a fost când a trebuit să tațeți pe profesorii mei, cel puțin 4 profesori de la facultate, aia a fost care a tratat, a fost la mine. Mă uitam la ei când eram la facultate, niște oameni. Cu admirație, da. Și până la urmă ajuns ca să tratez. Colegi care acum sunt colegi care trebuie să fie tratați. E foarte, foarte greu acest lucru. E foarte greu să stabilești o relație de pacienți, medic cu acești oameni. Și totuși trebuie tratați. Și acum întorc la boala lor, mă uitam ce cursuri țineau, cum țineau cursurile și în ce stare ajung, că-și uite și numele. Au fost care v-au recunoscut dintre foștii profesori? Sunt început de recunoaște, dar sunt perioade când nu mai sunt perioade când au absență totală. Atunci simți așa nevoie că trebuie să ajut pe acest oameni. Aveam un profesor, foarte mult am tratat, a fost suferea de cancer și de fiecare dată spunea, știi de ce îmi pare rău? Că ți-am dat 9 la examen, deci știai de 10, dar 10 era profesorul și nu s-am dat. Zic, tu nimic, acum dați acum nota 10 și este bine. Sunt foarte mulți artiști. Când auzeam, de exemplu, cum a fost doamna Silvia Ghelan, cum este, când auzeam de ea ce doamnă mare a teatrului a fost, este și acum de 5 ani aproape este la noi, atât de greu, parcă greu să te apropii de ea, să stabilești contactul. Și totuși trebuie să faci totul, fiindcă este pacient. Și mă gândeam, uite, profesorul meu l-am tratat, pe ecologii tratez, tot și mai bine că nu mă tratează ei pe mine. Se dă să mai favorizați, sunt eu astfel, că pot să ajut pe ei. Deci sunt niște motive pe care foarte greu se poate înțelege. Sunt cazuri care nu pot să le fie tratați acasă. Înțeleg perfect. Dacă ne ducem în străinătate, majoritatea vârstnicilor de la început se gândesc și aranjează situația să nu fie povară pentru familie. La noi încă greu se poate înțelege acest lucru. Foarte mulți, nu, uite, ce copil l-a băgat pe părintele în azil. Sunt cazuri, nu se fie tratat acasă. Nu mă deranjează acest lucru. Înțeleg. Am zis, dacă cineva înțelege din Cluj acest lucru, 24 înțeleg. Dar nu înțeleg altceva. Că atunci aici și trec aproape ani de zile și din Cluj n-are timp să viziteze. Deci asta nu pot înțelege. Nu pot înțelege când un tată are 2 copii, suferă de cancer și chemăm copiii să vină și nu vine. Și poate ne spune, domnul doctor, dați un telefon și spuneți că și legea obligă pe copii să vadă pe tată când moare. Și nu vine. După ce moare bătrânul, anunțăm, n-avem bani să mormântăm pe tată, deși amândoi cu firme. Da. Zic, nu-i nicio problemă, mormântăm noi. Numai să veniți la mormântare, dar venim. Deci acum nu avem nici nu știu unde e mormântat tatălor. Deci asta mă doare. Și cum vă explicați astfel de situații? Sunt cazuri, de exemplu, pe care admir oameni care vin zilnic, vizitează pe părinții, se ocupă, dar când știi că se află la 2 km de cămin și un an n-are timp să viziteze, deci asta este de condamnat. Nu faptul că a dus aici, că are nevoie de îngrijire. Acasă nu poate să fie îngrijit. Da. Dar acest abandon mă doare extraordinar de mult. Cineva foarte suspus în București aduce pe tatăl și vine după 3 luni și găsește foarte bine. Și zice, eu m-am dus pe tată să moară, nu să ca să faceți feșor din el. E stare ca să spună asistentă, uite, eu îți dau bani, dar să nu dai medicamentele.
Și atunci, și normal, tu faci mică postul și faci totul ca să trăiască cât mai mult, să aducă cât mai mult de fericire astfel de copil care aș avea să scape de... Bun, sunt excepții, dar cum care... Cum faceți, domnule doctor, să nu vă încărcați de atâta suferință? Cum ați reușit până acum să nu vă pierdeți dumneavoastră sănătatea complet? Este foarte, foarte greu. Mă consum extraordinar pentru fiecare... pentru fiecare caz. Dar un singur care mă ajută foarte mult și în fiecare dimineață noi ținem raport cu personalul, povestim cazul, ce se poate face. Și am o lozincă care spun la fiecare să ne uităm cine a fost, ce a făcut în viață, nu în ce a ajuns. Adevărul că mulți ajung ca o caricatură. Din ce a fost ajunge un nimic, aproape o legume. Dar respectăm pentru ceea ce a fost. Faptul că știu că au nevoie de mine, chiar discutam foarte mult și în familie și colegii, nu este oboseală fizică, este oboseală fizică. Știm și asta, de 25 de ani aproape se adună, dar este o uzură psihică extraordinară. Și spun sincer, de multe ori seara când mă duc acasă, spun a doua zi nu mai vine. Și totuși zic, nu vin, că nu mai pot. Și a doua zi abia știu să fie dimineața, că la șase să plec să vină. Când știu că mă așteaptă, când știu că au nevoie de, de mine. Deci faptul că țin la tine, faptul că te apreciază, că abia așteaptă să vii, te ajută să mergi mai departe. Dumneavoastră, când ați ales medicina, care a fost atunci motivul? Cum ați ales-o? Cu mintea, cu inima? Ați cântărit ce urmează după? Mi-a plăcut foarte mult medicina. Atunci când am terminat, mi-a plăcut foarte mult să lucrez pentru oameni. N-am visat niciodată că o să ajung în această situație, să fiu chiar așa legat de bolnav. Visam altceva, visam chirurgie, visam altceva, dar din anumite motive, ce spun politice, n-am luat să fac carieră ceea ce aș fi dorit. Dumneavoastră ați prins și perioada comunismului, dacă vă putem întreba, ați fost discriminat din cauza credinței religioase? Urmări de securitate, deci tatăl a fost preot. Și aceasta a fost un motiv, o tinichea, pentru care a fost copil din preoți, nu putea să facă absolut nimic. La fiecare pas puteam, eram urmărit. Orice încercare ca să ajung din viață, da examen, era absolut de bun început sortit eșecului. Și atunci am încercat să fiu cât mai aproape de oameni. Și îmi pare foarte bine că a fost acesta. Și legat de acest lucru, cel care mi-a făcut cel mai mult rău în viață, un ofițer de securitate, a ajuns să fie tratat, să fie tratat de mine. E o situație foarte, foarte ciudată. Că știam cine este și ce mi-a făcut în viață. Ce ați simțit? Ce ați gândit când a venit, când a ajuns la dumneavoastră? El făcea că nu mă cunoaște. Și discutam. Păi zic, știți că mai cunoașteți? Că dumneavoastră a spus că dacă mai continuați activitatea religioasă, vă pun cătușele. Zic, până că n-a spus că poate că nu ajungeam să vă tratez acum. Am tratat foarte multe cazuri. Dar cred că niciodată nu a fost așa de greu să tratez acest caz. Ați avut și puterea de alierta? Să fac ceva, să aibă impresia că fac pentru motiv sau răzbunare sau ceva. Și dumneavoastră ați avut puterea de a-l ierta? De asta, de iertat, de asta imediat. N-am fost supărat nici atunci mie. Era meseria lui, că făcea exagerat de multe ori, când... Mă chema fiecare an, când eram student, înainte de sesiune, mă chema la securitate. Dacă n-ai renunțat la profesie, la religie, nu o să termin facultatea. Am terminat facultatea și am datat până ultima clipă. Și spun că a murit în brațele mele. Și care au fost ultimele cuvinte, dacă vă amintiți?
Poftim. Ce v-a spus, ultimele cuvinte, dacă vă amintiți? Nu a spus nimic. Deci a fost foarte mulțumit familia și un moment nu am gândit. Uite, acum aș putea să mă răzbun. Un alt caz, unul din conducătorii celebri a securității atunci, mâna dreaptă a familiei Ceaușescu, care spunea clar, când a fost întrebat după Revoluție, era 5 ani după Revoluție, ce făceați cu adversarii comuniștilor? Și eu lichideam, era meseria noastră. Avea o lozincă, pac și bagă-l în sac. Și ajunge aici, timp de 4 ani, n-a stat de vorbă cu mine, nimeni decât cu mine vorbea. Ceea ce m-a deranjat foarte mult, în acest 4 ani, odată un cuvânt de regret. Că pare rău pentru ceea ce a făcut, pentru ce s-a întâmplat. Absolut nimic. Era un lucru care m-a deranjat foarte mult. Foarte mulți m-au acuzat atunci că de ce l-am luat, de ce îl tratez. Indiferent cine a fost. Era bolnav, era om, trebuie tratat. Și chiar prin am întrebare, era o reporter, a făcut un scandal. Cum puteți trata astfel de oameni? Și am pus, dacă tatăl dumneavoastră era în situație și lăsa pe drum, dacă l-a lăsat, ce părere aveați? Că a fost așa trecutul lui. Deci am experiențe foarte multe, și pozitive și negative. Dar adevărul că majoritatea sunt pozitive. Și îmi pare foarte bine pentru ceea ce am putut și pot să fac și în acest moment. Și poate că explic situația pentru care am spus la început că n-aș fi acceptat. Nu-mi place să vorbesc despre mine, despre ceea ce am avut. Sunteți mult prea modest. Vorbesc despre pacienți, de activitatea ce se face aici, activitate foarte, foarte intensă. Nimeni nu bănuiește ce activitate avem aici. Avem sala de sport unde doi kinetoterapeuți, alții nu permit, că este un lux să aibă kinetoterapeuți, care zilnic fac gimnastică, fac mișcare cu ei. Avem niște aparate inventate de noi pentru recuperare. Avem două asistente sociale care zilnic se ocupă. Au club, au ceaiul de ora 5, oră de lucru manual, de desen. Avem peste 200 de desene, picturi făcute de pacienti internați. Știți cum este? Cea mai mare problemă a acestor oameni este faptul că se simt inutile. Ajung la un moment dat când își dau seama că n-au nevoie nimeni de ei. Ieri a fost domn profesor, ieri a fost domnul doctor, ieri ai fost domnul director, azi este eventual băbuță, moșulică, nimeni nu se uită la ei. Am un gând și repet totdeauna, există la noi în țară și peste tot, dar noi în țară în special, o grupă specială de oameni, sunt exilații. Nu sunt nici hoț, nici pungaș, nici răufăcător, nici criminal, dar nu sunt nici nevinovați. Au o singură vină, sunt bătrâni. Cum credeți că se poate schimba acest lucru? Cum putem să ajungem să schimbăm mentalitățile? Acum, sunteți tânări, aș putea să fiți opinia mea. Știți ce e cu tinerii de astăzi? În loc de inimă au un laptop și în loc de creier au un calculator. N-au inimă, n-au minte ca să uite la acest bătrân. Ei nu pot vedea frumusețea unui fese bătrânite. Nu pot vedea frumusețea unui riduri ce există fața. Ei știu un singur lucru. Sunt niște cioturi de care se împiedică tinerii. Din păcate... Și poate mulți regretă când ajung la rândul păcate, lor. Din păcate, așa este. Vârstnici. Bine, tatăl meu spunea că și ei vor ajunge acolo. Poate, dar s-a schimbat atât de mult societate. Nu mai simțim nimic pentru alții, pentru semenii noștri. Și viața, greutate, determină castelul numai pentru tine. Și parcă facem rău de dragul răului. Niciun câștig nu avem. Înainte chiar spuneam, oamenii făcea rău, dar ce făceam pentru scop? Dar noi facem fără scop de multe ori acest lucru rău. Și spun, tinerii nu-l înțeleg pe vârstnicii.
Și de aceea poate că totdeauna când vede aceste manifestări, simt și mai mult dorința ca să ajut pe acestea. Dumneavoastră, când ați fost tânăr, ați avut frica de îmbătrânire. Cum vedeați perioada asta? Sincer, nu m-am gândit la... Niciodată nu m-am gândit că o să ajung la bătrânețe. Când aveam 30 de ani, zic 40, vai cât de mult. Când am trecut de 40, nimic ce. La 60 de ani, să ajung la 70 de ani, ce... Am zis, 70 nu este absolut nimic. Deci nu aveam nicio frică de bătrâne. Mi-a fost și este de un fapt să fii legat de pată, să fii imobilizați, în special ceea ce văd acum, să fii o povară pentru alții, nu pentru familie, pentru cei care tratează. Este foarte, foarte greu. Acum, un lucru pe care când aude familia și ceilalți, se miră și mă condamnă. Eu spun, am spus clar, am făcut infart. La al doilea, n-am nevoie de reanimare. N-am nevoie să fiu reanimat. Am spus și la personal, orice se întâmplă, ca și-a făcut și primul, poate și al doilea, n-am nevoie de acest lucru. Deci am avut prea mult ce înseamnă după aceea această suferință. Să fii legat de pas, să fii mobilizat, să fie o povară greutate pentru alții. Ne aflăm aici într-o capelă. E locul unde vin bolnavii să se roage, unde se țin și slujbe de înmormântare. Deci avem o... deci chiar la acest interior, în capela căminului, pe care folosim și ca sală de concerte. În fiecare lună avem concert pentru vârstnici. Dar, frate, asta, ușa capelei este totdeauna deschisă, cine vreau poate să vină ca să roage. În afară de asta, avem un capelan care de două ori pe săptămână vine și ține slujbă cu pacienții. În afară de faptul că vizitează în fiecare cameră, se roagă cu ei, se roagă pentru ei, pentru familia, este un lucru extraordinar. Fiindcă acești oameni au nevoie să fie tratați nu numai fizic, dar și spiritual. Dumneavoastră, ce ați spune lui Dumnezeu după ce ați văzut data suferință, dacă l-ați întâlnit? Am o lozincă. Noi acum nu este... Poate că alții ne consideră depășiți sau nu știu cum fanatici. Noi, de exemplu, în fiecare zi dimineața începem activitatea cu rugăciune. Ne adunăm personalul și facem o rugăciune, fie Tatăl nostru, fie orice. Poate că unii spun, păi, om modern, secolul 21, să fie atât de retrograd să gândească la rugăciune. Adresă cu oamenii mari care au realizat ceva, au fost oameni credincioși. Și i-am o lozincă. Puține rugăciune, puține putere. Multe rugăciune, multe putere. Fără rugăciune, fără putere. Deci încerc să împrim și personalul. Deși, sincer, spun adevărul, foarte mulți nu cred în ceea ce spun. Dar o zi pe care începem cu rugăciune este o zi mult mai bună. Nu este numai o concepție fanatică religioasă, că așa am fost educat, așa am fost crescut. Și ați rămas în credința părinților din convingere? Da. Putem să spunem că e credința adventistă. Da. Asta, părinții au fost adventiști, de aici au venit toate problemele, toate problemele, dar nu fac deosebire între religii. Nu există nimic deosebire între limbă, între om, între culoarea pielii, între religia, nu există așa ceva. Dumneavoastră țineți și un regim vegetarian, adică mâncați doar vegetarian? De 16 ani sunt vegetarian și aici încă mă simt cazuri care sunt vegetariene. Însă un vegetarianism mai mult științific. Foarte multe studii am făcut, care am câteva lucrări publicate, ce înseamnă alimentația vegetariană sănătoasă. Mă vin vorbe de asta. Foarte mulți, fiind la modă, de alimentația vegetariană, și mănâncă mai nesănătos decât dacă ar mânca carne. Dar o alimentație vegetariană științifică, bine pusă la punct, ajută foarte mult. De exemplu, ce mâncați dumneavoastră la micul dejun? 36 de ani sunt vegetariană.
Dacă faci analizele ce am, un colesterol de 90, trigliceride de 70, este și un lucru care, din punct de vedere al sănătății, mă ajută. Mă ajută foarte mult ca să fac acest lucru. Și aveți timp să luați micul dejun și ce mâncați de obicei la micul dejun? Știți, pun întrebarea, când plecați la București cu mașina, unde puneți benzină în mașină, la Cluj sau la București? Evident, răspunsul. Deci dacă vreți să aveți putere să lucrați o zi, deci benzina trebuie să o luați dimineața. De obicei, micul dejun este mâncarea cea mai importantă pentru mine. Am noroc că soția mă înțelege și totdeauna când mă cac acasă, este pregătită micul dejun. Mănânc la micul dejun de obicei ce mănânc alții la amiază. Supă, felul 2. Bine, alimentația este bazată pe fructe și pe vegetale. În special acum, când este perioada vegetalelor, nu este zis să nu te iei puțin 3-4 roșii, castraveți, ridichi. Deci asta este baza. Iar carna înlocuiesc cu produsele de soia în special. Și n-am nicio problemă din acest punct de vedere. Ceea ce am făcut și atunci, infarctul a fost în bază de stres categoric. Și încerc ca să spun în fiecare zi, știți povestea când un tată se plimbă cu copilul, căruciorul, și copilul strigă, urlă, cât țipă ca gură de șarpe, și tată, fii calm, Ferdinand, fii calm, Ferdinand. Copilul țipă mai departe, tată, fii calm, Ferdinand. Și un trecător, domnul, ești dus pluta, nu vezi că nu înțelege copilul. Și doamna, Ferdinand sunt eu. Deci așa fac și eu, stau în fața oglinzii și încerc să pun fii calm și liniștit. Deci este lucru care te ajută să încerci să te să fiți echilibrat, da. Și mai este alt principiu, spun la așa personal, nu este familie în care să nu fie probleme. Știți că englezii au o vorbă, când te duci la culcare, lasă papucii în fața dormitorului. Și spun și la fete, lăsați grijile și probleme de afară, de acasă, în fața porții. Și așa avem destule. Dar dacă se suprapun, atunci este foarte greu. Și când ați avut ultima dată timp doar pentru dumneavoastră? În fiecare noapte. Deci, eu am un regim foarte, foarte ciudat. Unii spun că sunt ca și câinelui Pavlov. Am învățat reflexele. Deci la 5 mă scol în fiecare zi. La 6:30 încep activitatea, licențiile, așa. Prima dată văd ce s-a întâmplat în cursul nopții. Văd cazurile probleme, ca la 8 când începem raportul, deja să putem să știe. Plus am nevoie de timp de pregătire așa psihică pentru a începe activitatea. Fără o relaxare, fără ca să te gândești la problemele ce te așteaptă, nu poți să faci față. Iar de dimineața până seara, în continuu, fără oprire, fac această lucrare. De obicei, la 10 termin toată activitatea și atunci ascult muzică și citesc și studiez. Din păcate, prea puțin am timp ca să studiez literatură, mai mult medicină, toate noutățile. Și ce gen de muzică ascultați? Ce vă ajută să vă liniștiți? Deci muzică clasică, numai. Un special Beethoven, muzică de orgă, concerte de vioară, îmi plac extraordinar, care te mințesc foarte, foarte, foarte mult. Plus, studiez medicină. Dacă cineva vede ce bibliotecă am și acum, de ultimă care s-a apărut în 2018, sunt abonat la peste 5 reviste medicale și toate notățile pe care apar prezint și personalului. Deci, acum de 3 zile țin un fel de curs dualismul alimentelor, deci alimentele care, fiind vorba de alimentație, care favorizează și care privind apariția cancerului. Și încerc ca să pun în practică și aici. Ați descoperit aici care ar fi alimentele care ar favoriza apariția cancerului? Care sunt acelea? În prima dată, alimentele grase, deci grăsimile saturate, în special grăsimile trans, prea multe proteine, lipsa fructelor din alimente, carnea roșie este clar un factor de risc, carnea procesată, mezelul în care conțin foarte multe nitrați și nitrosamine,
la această obezitate și sedentarismul sunt factorii care ajută la dezvoltarea cancerului. Vegetalele în special sunt factor protector. Bine, argumentul că nu este nimic poluat. Aerul pe care respirăm este poluat, apa este poluată, solul este poluat, zarzavaturile sunt poluate, așa este. Dar mai ușor poți depărta toxicele de pe zarzavat curățind decât din carne, de exemplu, unde se fixează în grăsime. Iar în afară de aceasta, zarzavatul conține antioxidanți care mai neutralizează efectul acestor toxine. Acest lucru vreau să aplic și încerc să aplic și în cămine. Nu știu dacă mai este un cămin unde în fiecare zi primesc fructe sau zarzavaturi. Am eliminat carnea roșie, carne de porc, carne de vită, nu există. Domnule doctor, pentru că nu mai avem foarte mult timp, vreau să vă întreb și despre titlul de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca. L-ați primit în 2016 și citeam undeva că spuneați atunci că veți ajunge la ceremonie doar dacă veți avea timp. Ați mers până la urmă? Până la urmă am dus. M-am dus fiindcă am avut timp. Deci nu sunt un fanatic. Nu vreau să fac ca să fac, de data să fac ceva senzație. Apreciez foarte mult și titlul de cetățean de onoare, foarte mult, și cei care mi-au acordat. Dar dacă în momentul respectiv aveam urgență aici, atunci alegeam bolnavul. Șvaiția spunea venerația vite, respectul vieții. Nu viața ta, ci viața altora. A fost în stare să lucreze ani de zile, zeci de ani, decenii în Africa, respectând viața altora. Nu pot să mă compar cu Schweitzer. De la ce zic, tot vreau să respect. Am fost, am luat. Dacă vrea răspund ceva, nu vreau ca să fie interpretat greșit. Apreciez foarte mult. Dar pentru faptul că un bătrân strânge mâna, îți mulțumește, parcă totuși mai bun spiritual este. Este frumos că ați recunosc activitatea ta, deși n-am făcut niciodată ca să fiu apreciat. Nici n-aș face niciodată. Dar faptul că un bătrân, un om în vârstă, simte nevoia de tine, e o satisfacție deosebită. Și familia v-a reproșat vreodată? Adică cum ați reușit să împăcați activitatea familie, cu familia? Trei psihologi și politician. Psihologii spun că poate că nu sunt normal. Să sunt accept acest lucru, nu vreau ca să lămuresc, nici așa nu reușesc. Adevărul este că un pic trebuie să fii nebun, în sens bun acum, ca să faci acest lucru. N-aș putea să recomanda nimeni să facă acest lucru. Înseamnă foarte multe renunțere. Spun, altă soție de mult m-ar fi scos din casă, s-ar fi dat pașaportul. Ca să fiu numai seara eventual acasă. M-a ajutat foarte mult faptul că soția m-a ales, fetele m-au înțeles. Spuneam la început ce reproșau, că alții au cabinet și câți bani au. Și până tot ele spuneam, dar totuși mai bine cum faci tu. Deci, fără ajutorul familiei, ar fi fost imposibil să facă acest lucru. De aceea, mulțumesc în mod deosebit pentru înțelegere, că ar fi, nu știu, spun câte soții ar fi acceptat ca soțul să plece la 5 de acasă, ajungă la 10 în fiecare zi. Marea greutate rămâne ca să facă, dar acum am intrat în oră, trebuie să mergem mai departe. Deși tot mă rog ca să termin odată și eu aș vrea. Visez că odată ies în parc să văd cum arată parcul. Chiar spuneam, sunt clujean JTBG, certeamă cineva, unde este Julius Mall? Unde este Kaufland? Nu știu, n-am fost. De 4 ani am fost îmbrăcat în civil decât hainele astea. Și asta la avantaj mă costă foarte puțin. Nu trebuie să schimb garderoba. Dar nu poți să lipsești. Și tu viseam să mai trec pe la Hoia, să văd, să mai văd parcul, să știu că odată nu așteaptă bătrânina. Momentan, nu se poate. Vă mulțumim încă o dată. Vă dorim multă, multă putere de muncă în continuare și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc, iar tu. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN.
Fero, iubim apa.